Bună, mă numesc Olivier Brunet. Numele afacerii mele este Leo Viri și este o societate care dorește în viitor, când va fi în funcțiune, să promoveze un instrument de monitorizare a societăților în insolvență. Am fost curios să văd despre ce este vorba în acest program, mai ales că are un format complet atipic, cu sesiuni împreună, cu mentoring online, din nou o sesiune mai târziu, și să văd care este diferit față de ceea ce am mai citit sau unde am mai fost despre în evenimente pentru antreprenori. Și am fost foarte interesat. Am reținut o idee cheie, care este, bineînțeles, nu putem să fim toți cu toate calitățile unui antreprenor, dar asta nu e nicio problemă. Din moment ce ai identificat care sunt punctele tale forte, mergi pe ele și, dacă te cunoști, poți să te asociezi cu alții. Este bine, chiar este recomandat, să dezvolți relații de parteneriat cu alții ca să duci afacerea mai departe, pentru că nu poți tu să le faci pe toate, și am reținut acele trei profile de antreprenor și m-am regăsit într-unul. Deși, la prima vedere, cel mai puțin dinamic, pot să cred că aș fi putut să cred că nu o să puneți niciodată în nicio afacere. Dar mi-a dat încredere și convingere că se poate. Aș spune, dacă ai o idee de afacere, este bine, dar acum, dacă vrei să o accelerezi, dacă vrei să o pui, să o transpui într-un proiect concret cu șanse mari de succes, du-te la School for Startups. Este un program care te va ajuta pe bune să intri în mintea unui antreprenor și să parcurgi pașii care te duc spre succes. Mi s-a părut foarte interesant toată experiența lui și faptul că a povestit și despre situații unde lucrurile n-au evoluat atât de frumos cum și-ar fi dorit el, dar a reușit să iasă din impas și să facă pasul următor și să folosească din experiența pentru a realiza un lucru mai bine și a obține succesul pe care și l-a dorit. Deci, și diversitate de experiențe m-a uimit. Asta a fost cel mai interesant la el. Valoarea adăugată a lui Marius în programul School for Startups este că vine cu experiența locală. Să conduci un business, cred că până la urmă este un lucru universal valabil, adică sunt metode comune, indiferent de locul unde te afli, businessurile devin din ce în ce mai globale, dar transpunerea în exemple concrete, corelare cu situație reală din viața noastră aici în România, aici intervine Marius cu exemple foarte pertinente și asta este o valoare adăugată pentru a transmite cât mai clar, cât mai eficient mesajul lui Doug. Deci o completare foarte, foarte eficientă.